În continuare, domnul președinte Duca va prezenta un raport privind activitatea Academiei de Științe a Moldovei și rezultatele științifice principale obținute în sfera științei și inovării în anul 2017. Vă rog, domnul președinte. Stimați domnul președinte, stimați colegi, raportul de astăzi se prezintă în conformitate cu codul cu privire la știință și inovare, articolul 82 alineatul 1 litera G, redacția veche, și articolul 72 litera D, redacția nouă, ce vizează responsabilitatea Academiei de a elabora și prezenta la guvern raportul asupra stării științei în țară. În 2004 a fost instituit un model de cercetare centrat și condus de însăși cercetători orientați spre obținerea performanței. În toată această perioadă au fost obținute anumite rezultate, deopotrivă acumulării și a unor carențe care sperăm că în urma realizării reformei se vor diminua. Astfel, cu sprijinul guvernului, s-a reușit creșterea salariului a cercetătorilor de 7 ori, a indemnizațiilor de 8 ori, a burselor pentru doctoranți de 6 ori, finanțarea cercetării universităților a crescut de 10 ori. Principalele probleme cu care ne-am confruntat sunt îmbătrânirea potențialului științific uman în comunitatea științifică, dotarea insuficientă a institutelor cu echipament performant, conexiunea slabă a cercetării cu educația, mediul de afaceri și autoritățile. Toate activitățile s-au desfășurat în conformitate cu direcțiile strategice aprobate de Parlament până în 2020. Inputul și outputul pe direcții le vedeți dumneavoastră pe slide. Numărul total de proiecte a fost de 457, dintre care 335 naționale și 122 internaționale. În 2017 au activat 2912 cercetători, cu 100 mai puțin ca în 2016, dintre care 371 doctori habilitați, 1338 doctori în științe. Numărul tinerilor până la 35 de ani a constituit 21%. În școli doctorale din țară își fac studiile 460 de doctoranți, dintre care 217 în institutele de cercetare ale Academiei. Corpul membrilor Academiei de Știință a constituit 81 de persoane, dintre care 50 de membri titulari academicieni și 31 de membri corespondenți. Pentru sectorul de știință și inovare, în anul 2017 au fost prevăzute alocații în volum de 485 de milioane de lei, dintre care pentru organizațiile din cadrul Academiei de Științe 330 milioane, inclusiv 55 de milioane sau 17% atrase din fonduri, servicii și sectorul privat. Ministerele de ramură au primit 155 de milioane și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare 5 milioane. Salariul mediu lunar al unui cercetător științific a constituit 4.820 de lei. Rezultatele științifice s-au materializat în 7.858 de publicații științifice, dintre care 1.280 reprezintă articole în reviste recenzate naționale și 346 de articole în reviste cu factor de impact și 926 de articole în alte reviste internaționale. În 2017, Academia a înregistrat 116 brevete, care constituie 61% din totalul înregistrat pe țară. Cum rezultă din statistică, cu cât mai mare a crescut în anii acestea finanțarea inovării din partea statului, cu atât mai mult a crescut cofinanțarea din partea mediului de afaceri. Există oare cerere pentru inovații în Republica Moldova? Da, există. Conform statisticii oficiale, în Moldova activează 673 de întreprinderi inovatoare, care au obținut o cifră de afaceri de 5,320 miliarde de lei, investind 1,1 miliarde de lei. Deci randamentul real al inovării în țară nu este 1:1, dar 1:5. Eficiența utilizării mijloacelor financiare raportate la rezultatele obținute evidențiază că fiecare cercetător a produs aproximativ 3 publicații în 2017 și sau un articol în reviste recenzate.
de menționat că indicatorul eficienței de doctorat a scăzut substanțial, cum se vede în acest slide, din cauza inactivității Consiliului Național de Atestare și Acreditare. În conformitate cu statistica oferită de Comisia Europeană, până în prezent au fost depuse 322 de proiecte în cadrul programului Orizont 2020, dintre care 35 au fost susținute de Uniunea Europeană cu o contribuție de 4 milioane euro. Dinamica participării raportată la numărul de locuitori situează Republica Moldova printre liderii statelor membri ale parteneriatului estic, după cum vedeți din acest slide. În continuare vă prezint numai câte un rezultat relevant al secțiilor, iar toate rezultatele obținute pot fi consultate în raportul distribuit domniilor voastre. În științe naturale și exacte au fost elaborate formele farmaceutice în baza unor compuși cu activitate antiduperculoasă înaltă. În științele inginerie și tehnologice a fost elaborată o tehnologie nouă de producere a nanoparticulelor care poate fi utilizată pentru transportul și distribuția substanțelor. În științele medicale a fost efectuată o cercetare complexă în baza compușelor biologic activi autohtoni care ar putea fi utilizați în prevenirea și chimioterapia bolilor oncologice. În științele agricole au fost incluși în registrele de stat a Moldovei, României, Belarus și Kazahstan hibrizii porumbeni care au accesat piața comercială a acestor țări. Pentru prima dată noi am intrat în piața europeană cu 3 hibrizi de porumb. În științe sociale și economice a fost elaborat sistemul de indicatori de evaluare a competitivității Republicii Moldova, care constituie baza pentru ajustarea anuală a foii de parcurs privind ameliorarea competitivității. În științele umaniste și arte a fost editat volumul 1 și elaborat volumul 2 al Enciclopediei Moldovei. În anul 2017, Guvernul a apreciat activitatea de cercetare și inovare prin conferirea Premiului Național domnului Dmitri Parmaclin, membru de onoare, și Alexandru Stratan, membru corespondent al Academiei de Științe. Savantul anului a devenit academicianul Tudor Lupașcu, director al Institutului de Chimie. Acum în privința reformei. Stimați colegi, noi vom continua și să contribuim la realizarea tuturor deciziilor guvernului în favoarea comunității științifice și integrării în spațiul european de cercetare. În 2018, Academia de Știință a Moldovei va asigura aducerea în concordanță a activității sale la modificările codului cu privință la cuprire la știință și inovare. Propunem urgentarea elaborării regulamentului de finanțare instituțională Academiei și a regulamentului cu privire la selectarea prin concurs în componența secțiilor Academiei. Va continua exercitarea rolului și atribuțiilor sale conform prevederilor codului. Considerăm oportun ca Guvernul în 2018 să inițieze elaborarea priorităților strategice de dezvoltare și programul național în domeniul cercetării și inovării pentru următorii 2 ani și nu 4. Apoi să armonizeze aceste domenii cu programul comunitar PC9 în care noi trebuie să ne integrăm, începând cu 2020. Să asigure continuitatea realizării și implementării rezultatelor științifice. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, astăzi, conform codului modificat, este ultima ședință la care eu particip ca membru al Guvernului. Am activat în cadrul Guvernului Republicii Moldova pe parcursul a 17 ani și am depus toate eforturile și beneficiul țării noastre, a guvernării, a societății, a oamenilor și în special a cercetării și cercetătorilor. Am susținut două domenii sensibile și vulnerabile, ecologia în calitate de ministru și știința în calitate de președinte al Academiei. Nu mi-a fost ușor, nici în calitate de ministru și nici cu atât mai mult în calitate de președinte al Academiei. Dar niciodată nu am renunțat la principiile și idealurile mele, indiferent de coloratura politică a guvernării. Sunt bucuros că datorită eforturilor
depuse, am reușit să semnăm acordul de asociere în spațiul european de cercetare la programele PC7 și Orizont 2020 și să obținem recunoaștere internațională și europeană, iar știința în perioada mandatului meu a devenit una dintre prioritățile importante ale Republicii Moldova. Drept exemplu este reforma care astăzi o realizează guvernul. Doresc curaj și înțelepciune ca implementarea reformei să fie în beneficiu cetățenilor și în deosebi a cercetătorilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, dacă aveți întrebări pe marginea acestui raport prezentat de către domnul președinte Duca. Dacă nu aveți întrebări, este adevărat că suntem pe ultima sută de metri și actele, documentele care au fost aprobate astăzi în ședință de guvern, practic finalizează reforma în domeniul științei și cercetării. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, în semn de respect, eu vreau domnului Duca să-i amânăm diploma de gradul 1 a guvernului, pentru că asta este cea mai înaltă distinție pe care o poate oferi guvernul pentru o activitate bună și, precum spuneați dumneavoastră, de lungă durată în cadrul Guvernului Republicii Moldova. Mulțumesc și succes în continuare! Dumneavoastră.